Bună, dragilor! Bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Delia. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi le trimiteți pe pagina mea de Facebook, Eu și Thermomix. Iar acum am o surpriză pentru voi. Vreau să gătim un desert cu multă, multă ciocolată. Astăzi voi găti un tort de ciocolată cu pere în vin roșu. Încep cu blatul de tort și pentru asta am nevoie de următoarele ingrediente: 375 de grame de unt, 300 de grame de făină, 600 de grame de ciocolată, 200 de grame de apă, 200 de grame de zahăr, 4 ouă și 90 de grame de vin marsala. Primul pas, punem ciocolata măruie în bolul de mixare și o mărunțim 5 secunde viteza 10. Ciocolata e gata, e mărunțită. Curăț puțin pereții bolului. Așa, adaug untul, apa, și zahărul. Și selectăm 8 minute la 70 de grade, viteza 2. Ciocolata e gata. Iar acum adaug făina, praful de copt, un plic de praf de copt, eu am ales astăzi cu șofran, 90 de grame de vin marsala. O să vă placă desertul ăsta, este delicios. 89. Așa, 4 ouă. Și punem capacul și paharul de măsurare și selectăm 30 de secunde, viteza 4. Între timp am tapetat o tavă cu făină, așa. Iar acum suntem gata și turnăm compoziția în tava pregătită. Punem prăjitura la cuptor, la cuptorul preîncălzit, la o temperatură de 170 de grade, timp de 50 de minute. Așa. Tortul este gata, sărăcit, iar acum eu mă ocup de glazură. Și pentru asta am nevoie de 150 de grame de ciocolată. Să-i dăm tara, smântână pentru frișcă, așa, 30 de grame de unt și 30 de grame de miere. După care, selectez 5 minute, 70 de grade, viteza 2. Glazura este gata, o las la răcit pentru 15 minute, după care o distribui uniform pe suprafața blatului cu ajutorul unei spatule. Acum mă ocup de perele în vin roșu și am să adaug vinul. O să-i dăm tara, o să punem 500 de grame de vin dulce. Așa, după care zahărul. Zahărul, mierea, 100 de grame de zahăr, o linguriță de miere. Opa. Să mă ajut de cealaltă linguriță. Două bețe de scorțișoară. O linguriță mică de cuișoare.
capacul, paharul de măsurare și o să așezăm și perele în tava Varoma. Pere pe care le-am tăiat, le-am feliat ușor. O să vă placă la sfârșit cum o să iasă. Poziționez Varoma și selectez 20-25 de minute Varoma. Așa, viteza 1. Acum o să vedeți în funcție de pere dacă trebuie un 5 minute în plus sau e suficient. Vrei să vezi ce a ieșit? Haideți să vezi. 3, 2, 1 și suntem gata și cu perele. Transfer perele într-un vas de sticlă, după care adaug vinul peste, vinul pe care l-am aromatizat cu ișoare, colțișoară, miere și toate. Nebunia asta, ce bine miroase! Perele preiau culoarea mai mult sau mai puțin intensă în funcție de timpul petrecut în vinul cu mirodenii. Acest tort poate fi servit în mai multe variante, în funcție de inspirația pe care o aveți. Tortul de astăzi este o combinație între două rețete pe care le găsiți în cuptorul fermecat, Thermomix și cuptorul fermecat și gătim savuros. După ce ați terminat tortul de mâncat, aștept mesajele voastre pentru că sunt curioasă cât de mult v-a plăcut. O zi frumoasă, vă pup!